Gardul Alb a cucerit și drumul spre Giurgiu. Soldații și jandarmii s-au străduit ore în șir să îndepărteze troienele de zăpadă și să-i salveze pe cei prinși ca într-o capcană. Petre Nechita a stat permanent lângă salvatori și ne spune cum s-au desfășurat operațiunile. Petre, bună seara! Este toată lumea în siguranță sau încă mai continuă lupta? Bună seara, în aceste momente, da, și putem începe cu o veste bună. Singura veste bună se circulă în aceste momente între București și Giurgiu. Vestea proastă e că viscolește tot timpul și oricând drumul ar putea fi blocat din nou. Din păcate, acest tronson de drum a fost scena unei tragedii. Priviți această imagine, e un morman de zăpadă. Asta și-au spus și cei care au trecut dimineață prin această zonă. Doar că unul dintre militarii care a intervenit aici a văzut că din acest morman de zăpadă ieșea o antenă. A săpat și a dat de o mașină. Din păcate, a ajuns prea târziu la un bărbat care se afla aici. Femeia, soția lui, a fost salvată și în aceste momente este la spital în capitală. Alte sute de persoane și-au petrecut noaptea trecută în mașini în această zonă. Ajutorul a venit pentru ei abia spre dimineață. Au venit mai întâi militarii, apoi cei de la poliția de frontieră, angajații unei primării din apropiere și în final au ajuns și drumarii. Suntem pe un tronson de drum cu grad de risc mare, pentru că e un drum în câmp. Oricând acesta poate fi înzăpezit iarna. În mod normal, în anii trecuți s-au montat pe aici parazăpezi, adică acele elemente din metal care împiedică zăpada viscolită să ajungă pe carosabil. Anul acesta n-au mai fost montate aceste elemente. De ce? Pentru că, spun autoritățile, se fură. Și uite așa stăm și ne mirăm cum de în ianuarie, în miezul iernii, poate fi blocat un drum. Din păcate n-am făcut nimic pentru a preveni această situație și iată că sute de persoane au suferit foarte mult. Din păcate, vă spuneam că în continuare viscolește, temperaturile sunt extrem de scăzute și oricând acest tronson de drum ar putea fi închis. În continuare, cei de la drumuri încearcă să curețe carosabilul, însă e destul de dificil. Coșuge, ne piceta acasă. E o situație dramatică. Avem câțiva copii care sunt jos acolo. București și Giurgiu. Mașinile blocate se scufundă încet, încet în nămeți cu tot cu oameni. Drumul spre Bulgaria este închis de o graniță albă, între adunații copăceni și călugăreni. Chiar dacă sunt blocați, șoferii de tir mulțumesc cerului că au rămas cu roțile pe pământ. Suntem pe drumul spre Giurgiu, la doar câțiva kilometri de București, se văd și primele probleme. Iată o cisternă răsturnată, semn că șoferul n-a mai reușit să controleze mastodontul pe un drum acoperit cu gheață. După câțiva kilometri, nici lanțurile nu mai sparg zăpada, iar vijelia suflă mașinile de pe șosea. Mai sunt 39 de kilometri până la Giurgiu, însă foarte greu de înaintat, așa că unii șoferi au ales să tragă pe dreapta și așteaptă în aceste momente potolirea viscolului. Întoarce, nu se poate merge. E blocat tot încolo? E blocat tot. Să nu mai vină oamenii încoace. Asta le spuneam oamenilor, să nu mai vină spre Călugăreni, pentru că e blocaj. Blocaj care durează câteva ore. La doar câțiva kilometri de adunații copăceni, drumul e complet blocat. S-au format troiene uriașe în jurul mașinilor, iar utilajele nu pot pătrunde în această zonă. A ajuns armata, fără tancuri, dar cu lopeți. Sunt zeci de mașini captive în zăpadă și oameni care se pregătesc pentru încă o noapte în nămeți. Lucrurile sunt așa de încurcate că probabil că de-abia mâine dimineață la noapte vom reuși să deblocăm. Am dormit pe gheață, că am făcut o economie de motorină ca să rezistăm mai multe zile. Și acum suntem chiar pe limite. Dacă până de seară nu ne scoate, ne veniți și probabil că cu coșuge ne duceți acasă. În acest loc se vede cel mai bine cât de puternic a fost viscolul. S-au creat troiene foarte înalte, unele dintre ele mai mari chiar decât mașinile. La vama din Giurgiu nu a mai ajuns nicio mașină. Vameșii nu lasă pe nimeni spre București. De pe celălalt sens nu mai vine nimeni de 24 de ore. Toată lumea este blocată la adunații copăceni. I'm from Portugal. I stay here already 20 hours. And only after 18 hours came some people from military service. This is amazing. You stayed all night here? Yes, from 6 o'clock. And normally need to close Giurgiu, not at 6. Need to close Giurgiu at 1 or 2 o'clock because when we came was already amazing. And what happened? We are blocked since 6 o'clock yesterday afternoon. We cannot go anywhere. We are without food, without gas, without anything. De aseară de la 10. Și ce faceți? Cum vă descurcați? Așteptăm autoritățile. Sper să rezolvăm cât mai repede. Mai aveți benzină? Până diseară mai ajunge, da.
dar coșmarul se prelungește. Pe zeci de oameni îi așteaptă încă o noapte de gheață captivi în mașini.